Alexandru Măriaș, cum a fost prima manșă a balajului de menținere în Liga 2? A fost un meci foarte greu, din punctul meu de vedere. Am început cam prost, am intrat în jocul lor, am jucat cu mingi lungi, dar pe parcurs am revenit și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte. O să mergem mai curajos la ei. 2-0 e un scor suficient pentru a câștiga acest baraj în dublă manșă? Nu e niciodată un scor suficient. O să mergem la fel de motivați acolo și mergem pentru victorie, nu mergem să ținem de scor. Ai avut un sezon foarte bun cu Comuna Recea și mai ales play-out-ul în care ai marcat aproape în fiecare meci. Da, am avut un sezon destul de bun, dar asta nu e important. Eu mă bucur că am reușit să mă ajut echipa și să sperăm că o să o salvăm. Moralul jucătorilor care, că știu că sunt probleme. Moralul este foarte bun, credeți-ne, avem o grupă incredibilă. Ne înțelegem foarte bine și imposibil să ne destrămăm. Ați avut ședință la Consiliul Județean cu președintele Consiliului Județean Ionel Bogdan, care v-a promis că se vor plăti salariile restante. Acest lucru a adus oarecare liniște în sânul echipei? Da, 100%. După ce am auzit de la domnul Ionel Bogdan că o să ni se plătească salariile, toată lumea s-a relaxat, toată lumea a lucrat mai bine la antrenamente, ne-am pregătit mult mai bine, suntem mult mai optimiști și sperăm ca echipa să rămână din vară după ce o salvăm. Cum vă înțelegeți cu antrenorul Florin Fabian? E un antrenor incredibil, știe să dea încredere jucătorilor tineri, are încredere, nu ceartă, nu vorbește foarte frumos cu toată lumea, dă încredere grupului și asta e cel mai important pentru un antrenor din punctul meu de vedere. Crezi că evoluțiile tale din acest sezon au atras atenția și altor echipe din Liga 2 și chiar din Liga 1? Se poate, eu nu știu, nu pot să vorbesc, eu n-am aflat nimic deocamdată, să sperăm.